Domnul Salvatorul neamului nostru Vlad Trompetistul a plecat la Strasburg însoțit de alți oameni îmbrăcați la costum. Ei, Pădumăi și unul dintre ei ministru Andrei Galbur, altul ministru Vladimir Cevotari, ce importanță au ei atunci când în frunte merge domnul filantrop fără funcție în stat? La Strasburg, oamenii îmbrăcați la costum au văzut un perete plin cu diplomele câștigătorilor concursului republican de eseuri literare, PDM, mama mie. Apoi a urmat tradiționala numărătoare de steaguri. 1, 2, 3, 4. Și potrivirea lor, după principiu unde-i vulture și bouru, acolo-i steaura și nouru. Hei, hei, dar pe cine vedem noi aici? Gianni Buchicchio. Gianni Buce? Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția, care a fost vara asta pe la Chișinău și o a afighit de cât de binevoit și zâmbăreți sunt moldovenii, doar că să-și păstreze funcția și fotoliu moale sub fund. Dar ce a discutat oare domnul Gianni cu domnul Andrei Mușchetaru, cu domnul Vlad Numismatu și domnul Vladimir ministru secretaru care aranjează foițele pe masă? La întâlnirea cu domnul Buchecchia, desigur am discutat despre multe, inclusiv despre plafonul de deasupra noastră, instalațiile de lemn, lustrele astea de sus, pe care eu aș vrea să le văd la mine în hotel. Conchidem așadar că vizita a fost una fructuoasă. Hei, hey, dar stai! Presa a mai scris că domnul Pimpampo s-a întâlnit și cu domnul Jagland, secretarul general al Consiliului Europei. Dar de ce nu apare nicăiura niciun video? Doar o poză de la serviciul de presă al PDM? Interesant! Poate pentru că pe site-ul oficial al Consiliului Europei, în agenda de lucru pe săptămâna asta al domnului Jagland, England nu apar decât numele miniștrilor sus menționați, Galbur și Cebotari? Hei, ce vreți să spuneți cu asta, că domnul Plahotniuc nu a fost în lista VIP? Vreți să spuneți că demnitarii europeni l-au văzut la pula pula? Cum îndrăzniți? La publica ni s-a spus cu totul altceva. Moldova este un elev bun la capitolul îmbunătățirea legilor și funcționarea instituțiilor democratice. Afirmația îi aparține președintelui Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, care s-a întâlnit la Strasburg cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Oficialul european a mai spus că instituția pe care o conduce este un prieten al țării noastre și a îndemnat autoritățile de la Chișinău să continue reformele democratice. O, e ca așa, da, oficialii europeni s-au întâlnit cu Vlad Plahotniuc, liderul PDM, punct. Da, acolo apare Galbur, Cebotari în cadrul ministri în guvernul Filip, dar liderul e unu, liderul desăvârșit e numai unu, liderul! Dragii mei, vreau să închei cu un sfat, rugăminte, mai ales pentru presa din Republica Moldova. Luați exemplu de la publica. Dacă la canalul care cântă osanale Partidului Democrat, ministrii PDS văzuți drept niște... Faceți și voi la fel, când aveți luat un interviu sau descris un titlu de știri, așa și spuneți: domnul îmbrăcat la costum care crede că este ministru, dar de fapt este angajat pe strada, Cantemir, a declarat următoarele. Eu doar la un lucru mă gândesc, știți, adesea copiii la școală sunt rugați să scrie compuneri sau să răspundă la întrebări: dar și lucrează mamă, și lucrează tato? Și că copilul vine și întreabă: tata, tata, dar și lucrezi tu? Eu sunt ministru fecioraș, ministru în guvern. Dar cum ministru dacă eu m-am uitat la publica și tu ești trevedziu, transparent, tu nu te vezi, tu ești zero! Acesta fiind spus, vreau să mulțumesc enorm patronilor emisiunii Lumina, celor care susțin financiar în fiecare lună acest produs sincer, curat și fără pesticide. Dacă mai există lume cu inimă mare care apreciază emisiunea Lumina și ar vrea să mă susțină, o puteți face pe patreon.com/fedot sau direct pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Ai puțină engleză în colțul gurii, Andrei. Mulțumesc!